Suntem la lansarea oficială a postului de radio Arena FM, care transmite și Radio România Actualități. Ce semnificație are pentru piața mediatică din Republica Moldova această colaborare cu Radio România Actualități? Dacă dialogul are o semnificație, sau dacă dialogul are o semnificație puternică sau semnificații puternice, atunci acest dialog între Radio România și Arena FM sau portalul Arena are o semnificație la fel de profundă și la fel de complexă. De ce? Este vorba de două realități, două cotidiene, cu toată bogăția și cu toată frumusețea, cu toate riscurile și cu toate tensiunile lor caracteristice. Două existențe paralele, a două țări, a mai multor națiuni chiar, și informarea, puntea de legătură, nu poate să fie niciodată suficientă. Există și acum punți de legătură în materie de media, în aceste domenii. Apariția încă unei punți, eu cred că întărește dialogul, întărește capacitatea de a ne cunoaște și de a ne înțelege mai bine. Ori eu cred că nu poate fi nimic mai presus decât asta. Cu siguranță vă doriți ceva special pentru Republica Moldova prin această colaborare. Puteți să ne spuneți ce anume? Ne dorim, cred, ceea ce își dorește fie cine poartă capul pe umeri și nu altundeva. Normalitatea. Ne dorim civilizație, ne dorim cultură, ne dorim, până la urmă, cunoaștere reciprocă. Ne dorim ca valorile, tradițiile, elementele care se nasc de zi cu zi din activitatea fiecăruia să nu rămână doar proprietatea noastră, individuală, să fie împărțite cu cei cu care vorbești aceeași limbă, cu cei care împărtășești aceleași sentimente, indiferent că viața te-a pus pe un mal sau celălalt al prutului, te-a menținut în interiorul granițelor țării în care te-ai născut sau te obligă să trăiești departe de ea. Suntem abia la început. Unde vă doriți sau unde ne urați să ajungem? Arena oamenilor liberi, așa se numește. Asta este deviza. Eu ne doresc nouă tuturor să rămânem în arena dialogului și să fim mereu liberi. Cred că este un pas important pentru prezența societății române de radio prin intermediul acestui parteneriat pe piața media din Republica Moldova. Sunt convins că radioascultătorii din raioanele și municipiul Chișinău așteaptă produsele societății române de radio și nu pot decât să urez mult succes echipei de la Arena FM. Nu pot decât să mă bucur și să fiu onorat că sunt prezent astăzi aici. Mult succes! Ce vă doriți de la acest post? Sau cum vă doriți să fie un post de radio? Cred că acest post de radio pe care îl sărbăm astăzi cu prilejul lansării trebuie să fie un post echidistant, un post profesionist unde să se transmită informație obiectivă, corectă, verificată, pentru că numai în felul acesta cetățenii vor prinde, vor fi admiratorii undelor pe care le are postul de radio și cred că un rol important îl are această instituție media în ceea ce privește retransmiterea informației din România și invers a informațiilor despre ce se întâmplă în Republica Moldova prin intermediul Radio România în rândul publicului din radioascultătorilor de partea de dincolo de Prut. Cred că e foarte important că există acest leant care, iată, leagă societățile noastre. Ne bucurăm să vă avem prezent în calitate de invitat la lansarea oficială a postului de Radio Arena FM, care va retransmite Radio România Actualități. Dumneavoastră sunteți membru al Consiliului de Conducere. Ce reprezintă această unire pentru dumneavoastră? Aș îndrăzni să vă corectez și să spun, nu doar în calitate de invitat mă aflu aici, ci în calitate de prieten, în primul rând, în calitate de susținător încă de la început al acestui proiect de colaborare dintre Radio România, Societatea Română de Radio și Arena FM și, evident, în calitate de același puternic susținător al continuării proiectului într-o fază mult mai aplicată și mai complexă.
Cred că Arena FM are un start foarte bun. Sunt încântat de ceea ce s-a realizat în această mică redacție, tânără redacție, energică și foarte inteligentă. Cred că cei care formează astăzi redacția Arena FM vor fi în stare, vor reuși să ofere publicului informații pertinente, informații obiective despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent unde, în Republica Moldova sau în afara ei, vor reuși să ofere muzică de calitate și, în general, produse de calitate pe care le promovăm și noi. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine bucătăria asta noastră jurnalistică. Cum credeți sau cum ar trebui să fie un post de radio pentru a fi cel mai bun pe o piață mediatică? Postul de radio, în general, are reguli clare după care trebuie să funcționeze. Dar aș spune că Arena FM poate fi o excepție aici. În primul rând, este o excepție pentru că se află într-o poziție privilegiată de colaborare cu Societatea Română de Radio. În al doilea rând, cum vă spuneam, nu știu dacă Arena FM acum trebuie să se concentreze pe obiectivele de afaceri, de business care există în general, ci mai mult cred că este în etapa în care echipa se coagulează, în etapa în care ne așezăm pe piață, știm unde suntem și știm ce oferim mai departe. Deci Arena FM nu trebuie să se grăbească acum pentru a căuta reguli de business, ci deocamdată trebuie să promoveze regulile de conduită pe care deja, iată, le promovează. O mică urare pentru echipa noastră. Viață lungă. Viață lungă Arena FM. Succes!